Dragilor, bun găsit la o nouă rețetă! Ce vrem noi de la o friptură? Păi vrem să fie frumos rumenită, să fie fragedă, să fie suculentă și plină de arome. Ei bine, exact așa este friptura de astăzi și o puteți face pentru o duminică cu familia sau chiar pentru masa de Crăciun. Facem așadar friptură de porc la cuptor, cu multe legume și cu cartofi. Ingrediente pentru 6 porții. Avem nevoie de o bucată de carne de porc întreagă, să aibă cam între 1,2 kg-1,5 kg și poate fi ceafă, pulpă sau spată. Vor ieși la fel de fragede. Eu am folosit astăzi o bucată de ceafă și a avut 1,250 kg. Carnea o condimentăm cu sare, piper, o linguriță de boia dulce și o linguriță de pudră de usturoi. Pentru legumele din tavă folosim 3 bucăți de ceapă uscată medie, 4-5 căței de usturoi, eu am pus doar 4 pentru că erau foarte mari, un ardei gras, de preferat roșu, ca să fie și o pată de culoare acolo în tavă, și cam 1,5 kg de cartofi roz, ca să-și păstreze bine forma în cuptor. Dacă vreți o altă prezentare, puteți să gătiți carnea separat cu ceapă, usturoi și ardei gras și să folosiți cartofi albi pe care să-i faceți piure. Ce mai folosim? 40 de ml de ulei în care vom căli puțin ceapa, 2 lingurițe de chimen, sare și piper după gust, o linguriță de cimbru uscat, o frunză de dafin și avem nevoie și de lichid. Eu am folosit 150 de ml de vin alb și 200 de ml de apă. Dacă nu vreți să puneți vin, poate vreți să puneți bere sau nu folosiți alcool deloc și atunci puneți 350 de ml de apă. Pregătiți o tigaie pentru călit legumele și o tavă în care să încapă legumele, cartofii și carnea, plus folie de aluminiu sau poate aveți o cratiță cu capac în care să încapă toate acestea. Imediat vă spun cât de ușor se face friptura de azi și dacă vă place rețeta, abonați-vă la canal și activați clopoțelul pentru notificări ca să fiți anunțați de câte ori am ceva nou pentru voi. Am aici piperul negru măcinat proaspăt, peste el am pus cam o linguriță și jumătate de sare, o linguriță de pudră de usturoi și o linguriță de boia de ardei. Le amestec bine pe toate. Și în felul ăsta avem un mix de condimente omogen pe care îl presărăm peste bucata noastră de carne pe toate părțile. Masăm puțin bucata de carne ca să se lipească bine condimentele și să fie bine îmbrăcată peste tot pe toate părțile. O punem într-o pungă și o lăsăm 30 de minute deoparte la temperatura camerei. Oricum, carnea nu trebuie să fie rece atunci când o băgăm în cuptor ca să nu aibă un șoc termic. Așadar, o lăsăm la temperatura camerei, între timp noi ne ocupăm de legume. Usturoiul l-am tăiat feliuțe și l-am păstrat puțin deoparte. Nu-l vom căli, îl adăugăm în tavă. Ardeiul gras l-am tăiat fâșiuțe subțiri, pe care apoi le-am tăiat în jumătăți. Ceapa am tăiat-o jumătate și apoi feliuțe subțiri. Puteți să folosiți și ceapă roșie dacă aveți, sau amestec ceapă albă cu ceapă roșie, e minunat. Într-o tigaie încăpătoare punem uleiul să se încingă, punem aici semințele de chimen și le lăsăm să se înfierbânte puțin cât să își lase aroma în ulei. Veți observa că încep să pocnească exact ca popcornul. După ce uleiul s-a aromatizat, putem să punem ceapa tăiată feliuțe și amestecăm cu o lingură de lemn ca să o desfacem puțin. Punem și fâșiile de ardei, la fel le amestecăm și pe ele împreună cu ceapa. Și nu dorim să le gătim, dorim să le călim doar puțin cât să se înmoaie și să își dezvolte aromele. Aromele le dezvoltă mai bine în ulei încins decât la cuptor. Punem de la început și un praf de sare care ajută apa să iasă din legume.
Hălim maxim 5 minute, după care dăm tigaia deoparte. Ceapa s-a înmuiat puțin, dar nu s-a prăjit. Acum potrivim gustul de sare, piper negru măcinat proaspăt și cimbru uscat. Ascundem pe aici pe undeva și o frunzuliță de dafin. Amestecăm să distribuim condimentele peste tot și punem aici și feliuțele de usturoi pe care le-am tăiat mai devreme. Tot amestecul acesta de legume bine condimentate îl punem în tava care va merge la cuptor sau în cratița pe care ați pregătit-o, o cratiță cu capac. Scoatem carnea din pungă și o așezăm în tavă pe pat de ceapă, ca să zic așa, iar în jurul ei așezăm cartofii tăiați sferturi sau felii potrivite ca mărime. Am să condimentez puțin și cartofii cu puțin piper măcinat proaspăt și cu puțină sare grunjoasă. Ei își vor trage și sare și arome din legumele care sunt în tavă. Avem nevoie de umiditate, așa că turnăm aici vinul. Puteți să folosiți și vin roșu, dar va strica oarecum culoarea cartofilor. Și completez cu apă. Și cu bere iese foarte bună. Dacă aveți bere în casă, nu ezitați să o folosiți. Am acoperit tava cu folie de aluminiu, etanș, și dăm friptura la cuptor, la 180 de grade, cuptorul să fie preîncins. Prima dată pentru 30 de minute. Îndepărtăm cu grijă folia, pentru că o vom pune la loc. Și deja friptura arată minunat și în bucătărie miroase amețitor. Ne uităm puțin la carne să vedem cam în ce stadiu este. În funcție de mărime va trebui gătită mai mult sau mai puțin. Mai aranjăm cartofii în tavă și bucata de carne o întoarcem pe partea cealaltă. Aranjăm frumos lucrurile în tavă și acoperim din nou tava cu folie de aluminiu. Sau puneți capacul. Dăm din nou friptura la cuptor pentru încă 20-30 de minute sau până când carnea este fragedă și bine rumenită. Așa arată friptura mea proaspăt scoasă din cuptor. Carnea are nevoie să se odihnească 10 minute înainte de servire. Vă sfătuiesc între timp să umblați și la borcanul cu castraveți murați sau cu cocoșar murați sau în butoiul cu murături. Să vedem și o secțiune. Carnea este foarte fragedă, arată minunat, se văd fibrele, e bine condimentată, aromele au pătruns în carne, este foarte gustoasă și va face deliciul oricărei mese de sărbătoare sau a unei duminici simple împreună cu familia. Dragii mei, sper să încercați rețeta și să-mi spuneți cum a ieșit. Până la rețeta viitoare, vă îmbrățișez cu drag. La revedere și numai bine!